Emisiune prezentată de School of Light. Bună seara, dragii mei! Sunt Alexandru Ducanu, fondatorul School of Light. Astăzi vorbim despre 10 tehnici de protecție a energiei personale, a vibrației și a viitorului. Și o să încep cumva cu o metaforă care se folosește foarte mult în mediul antreprenorial, dar care poate să fie foarte relevantă și atunci când vorbim despre propria noastră energie, despre vibrație și despre protecția viitorului. Poate că această ultimă componentă vă surprinde un pic, dar o să înțelegeți pe parcursul emisiunii că este un subiect care trebuie luat cu foarte multă seriozitate în considerație. E bine, exemplul meu spune așa: dacă vrei să nu dai faliment cu afacerea ta și lucrurile merg foarte rău și te duci spre o fundătură, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să te oprești din săpat. Cu alte cuvinte, așa ca și cum am privit o afacere, înainte să ne punem problema cum să ne creștem veniturile, și este și asta o prioritate, trebuie să avem grijă la cheltuieli, trebuie să avem grijă la pierderi. Din această perspectivă putem privi și energia personală, pentru că avem o energie limitată. Și avem o energie limitată mai ales de această structură fizică pe care o avem, care are nevoie de orele ei de somn, are nevoie de hrană de anumită calitate, are nevoie de hidratare, de mișcare și așa mai departe. Și oricât de sănătoși am fi, oricât de bine am gestionat toate aceste elemente, până la urmă energia pe care o avem este finită. Apoi este vorba despre energia mentală, este vorba despre energia sufletească, spirituală. Și aici lucrurile pot să fie mai nuanțate, pentru că putem să folosim diverse tehnici, metode și procede ca să creștem aportul de energie pe care îl avem. Însă să ne imaginăm că avem o pungă în care turnăm apă, dar este spartă în foarte multe lucruri, este o sită. Este ca și cum am turna apă printr-o sită. E bine, oricât de multă apă am turna, cu alte cuvinte, oricât de energie am atrage din univers, am atrage de la divinitate, dacă noi suntem ca o sită, pierdem foarte multă energie, pierdem foarte multă vibrație, pierdem foarte multă pozitivitate. Este foarte greu să ținem pasul și să fim pe un bilanț pozitiv. Din această perspectivă este important să stăpânim tehnici de protecție a propriei energii, a propriei vibrații. Este mult mai ușor să ai un bilanț pozitiv dacă, în primul rând, nu ai pierderi foarte mari. Și prima metodă foarte simplă, dar pe care poate că nu o folosim cu suficient de mult discernământ, este tocmai aceea de a avea foarte multă grijă, a fi foarte atenți la mediul și la oamenii în care și cu care ne petrecem timpul. Pentru că spunea o foarte bună prietenă de-a mea: dacă vei vedea viața ta ca o mocirlă, tot timpul vei avea noroiul până la glezne. Dacă stăm în anumite medii sau tolerăm anumite companii ale unor oameni care au o vibrație coborâtă, care sunt de joasă condiție, care au preocupări mult prea prozaice, ei bine, acest lucru ne afectează și pe noi, pentru că avem schimburi energetice, informaționale importante cu spațiile în care ne ducem, cu oamenii cu care interacționăm. Nu este tot una dacă te duci să petreci câteva ore într-un centru comercial sau într-o discotecă sau într-un bar, eventual într-o sală în care se cântă muzică foarte agresivă sau pe un stadion în care se proferează fel de fel de cuvinte la adresa echipei adverse sau galeriei adverse.
cu a sta într-un spațiu în care este o muzică simfonică sau este o slujbă de biserică sau este în natură și este un ciripit de păsărele și așa mai departe. Sunt două tipuri de medii care au vibrație foarte diferită. Totul în univers vibrează. Așa cum știm până la urmă, atomul este în același timp și particulă și undă. Are și o dimensiune vibratorie, are și o dimensiune de masă. Și absolut orice este în jurul nostru poate fi lau, adică redus și la o formă de vibrație. O vibrație care are anumite caracteristici, care are o anumită calitate și este foarte simplu. Ne poate trage în sus sau în jos. Dacă ne dorim de la viața noastră să fim bucuroși, să fim fericiți, să fim expansivi, să avem o viață frumoasă, e bine, trebuie să căutăm acei oameni și acele medii care ne ridică vibrația, care ne ridică energia. Sunt pur și simplu acel tip de prezențe de oameni cu care pur și simplu te întâlnești doar o intrat într-o încăpere și îți saltă inima de bucurie. Pentru că emană ceva din ființa lor, ceva nevăzut, un tip de energie, un tip de vibrație care este în aura lor și care îți impregnează propria ta aură cu ceva pozitiv, te lasă cu ceva în plus. De altfel, o să vă mărturisesc cu un secret aici la Canal 33, care a fost principala filozofie cu care am fondat acest post de televiziune. Pentru că, cu siguranță, dacă urmăriți multe dintre emisiunile noastre, v-ați lămurit până acum că este un cu totul alt profil de emisiuni. E bine, filozofia mea a fost următoarea. Îmi doresc ca, după vizionarea unei emisiuni, orice om să rămână cu ceva în plus. Cu un plus de inspirație, cu un plus de motivație, cu un plus de energie, cu un plus de know-how practic, cu privire la cum se face ceva, să rămână cu ceva în plus. La foarte multe televiziuni la care oamenii se uită, de regulă rămân cu ceva în minus, pentru că li se impregnează fel de fel de sentimente de frică, pentru că văd tot felul de nenorociri și, în general, lucrurile acestea le scad oamenilor vibrația, le scad încrederea în sine, le scad motivația, se gândesc că trăiesc într-o lume în care nu mai merită să facă nimic. Și, în general, dacă ar fi să își măsoare cu ce au rămas după o oră de vizionare a unei anumite producții la multe dintre televiziuni, e bine, bilanțul s-ar putea să fie negativ. În cel mai fericit caz, se vor fi distrat, vor fi văzut ceva amuzant și poate că au rămas cu o stare mai bună. Dar asta este, în cazul fericit, și minoritar. De cele mai multe ori este o pierdere de timp, de energie și de vibrație, de motivație, de inspirație, de accentuarea pesimismului, de accentuarea agresivității, de accentuarea frustrărilor, pentru că oamenilor li se apasă fel de fel de butoane. Iar ceea ce mi-am propus cu acest post de televiziune, Canal 33, a fost ca după o oră de vizionare a unui program la Canal 33, omul să rămână cu un bilanț pozitiv, să rămână cu ceva pe plus, să fie o experiență și un impact pozitiv asupra celor care ne privesc. Și cred că până acum, din feedback-urile pe care le avem de la foarte mulți dintre voi, am realizat acest lucru și ne propunem să îl realizăm și pe viitor. Tocmai din grija și din conștiința importanței energiei pe care o transmiți celuilalt, impactului pe care îl ai. Însă, nu s-a protejat nimeni energia. Dacă cineva îți va fura un bun, știu și eu, telefonul mobil, mașina, etc., sau dacă îți va fura portofelul și așa mai departe, va atenta la ceva material care îți aparține, vei putea sesiza instituțiile statului și așa mai departe, un anumit angrenaj va intra în funcțiune pentru a-ți proteja bunurile materiale. Dar nu-ți protejează nimeni bunurile imateriale. Și bunurile imateriale se referă mai ales la sufletul tău, la starea ta. Cel mai important bun pe care îl ai pe lumea asta este starea ta. Nimic altceva. Nu banii din cont, nu casa, nu mașina, nu cățelul, nu porcelul, ci starea ta.
Pentru că din starea pe care o ai, decurge toată realitatea din jurul tău, toate relațiile pe care le ai cu toți ceilalți oameni, tot ceea ce produci sau nu produci. Și nu va avea nimeni grijă de starea ta decât tu însuți. Prin urmare, prima regulă este să alegi cu foarte mult discernământ oamenii cu care îți petrești timpul, care vor avea un impact direct asupra stării tale, mediile în care te duci. Nu este tot una dacă te duci într-un mediu foarte frumos, foarte armonios, foarte curat, cu a te duce într-un mediu în care există dezordine, în care există mizerie și așa mai departe. Aceste lucruri vor avea un impact direct asupra stării tale, indiferent de faptul că tu conștientizezi acest lucru sau nu. Subconștientul tău se racordează la aceste lucruri, înregistrează acea informație, va avea un anumit impact asupra stării tale. Din starea pe care o ai, decurge curajul de a avea anumite inițiative în viață, de a face alegerile corecte și benefice pentru tine în viață, forța de a duce proiecte mai departe, de a ținti către stele și nu doar către acoperișul casei, puterea de a iubi, puterea de a dărui, puterea de a ierta și așa mai departe. Lucruri care pot fi esențiale în calitatea vieții pe care o trăiești. Pentru a trece la lucruri mai concrete decât atât, sunt două momente foarte importante, cruciale ale zilei. Și acelea sunt momentul în care te trezești și momentul în care adori. Sunt foarte importante pentru că ambele au cumva ca și graniță somnul. Somnul în care nu mai suntem conștienți, în care nu știm ce se mai petrece cu ființa noastră. Iar omul nu este doar acea bucată de carne care se întinde pe un pat și stă la orizontală 6, 7, 8 ore cât timp doarme. Omul este o ființă multidimensională, are multe structuri energetice, unele dintre ele se desprind parțial sau total de corp în timpul somnului, mergând în diverse zone vibraționale. Nu întâmplător visăm diverse lucruri, nu sunt doar producții ale creierului nostru, producții remanente ale creierului nostru, și aici deschid o paranteză. Sunt oameni, pentru a da și o dovadă, că nu sunt producții ale creierului, sunt oameni care au fost înregistrați cu activitate cerebrală zero. Au fost în moarte clinică cu activitate cerebrală zero. Zero înseamnă zero absolut. Deci nu avea ce producție a creierului să fie. Și care, reîntorși la viață, au povestit cu lux de amănunte ce s-a întâmplat pe perioada când au fost morți, pentru că ceva din ființa lor a putut să vadă, să perceapă, să audă ceea ce s-a întâmplat în camera de operație sau într-un mediu în care a avut loc un accident și așa mai departe. Prin urmare, sunt părți ale ființei noastre care se desprind, se duc în diverse locuri de vibrație mai coborâtă sau mai înaltă, în care se întâlnesc cu alți oameni, alte tipuri de existențe, au loc diverse interacțiuni. Însă ce este foarte important este faptul că pe perioada nopții, fiind lipsiți de partea de conștiință, de raționalitate și cu o parte din structuri desprinse, suntem mai vulnerabili la anumite acțiuni răuvoitoare ale altor persoane sau entități. Iar oamenii care se ocupă de a face rău și din păcate există și din aceștia și din păcate s-ar putea să existe mai mulți dintre cei care fac rău decât dintre cei care fac bine, pentru că trăim încă pe o planetă în care nivelul de conștiință este foarte jos și în care a face rău este mult mai ușor decât a face bine. E bine, oamenii care se ocupă cu făcutul de rău știu că sunt mult mai eficienți în a face rău pe durata nopții, de aceea multe dintre practicile magice, vrăjitorești și așa mai departe se întâmplă pe parcursul nopții. Și atunci, fiind conștienți de aceste lucruri, trebuie să avem grijă de felul în care ne pregătim somnul. Și anume,
camera, casa trebuie să aibă un sistem de protecție, nu doar cu alarma conectată la firma de pază și protecție, ci trebuie să aibă și o pază și o protecție subtilă, care poate fi făcută printr-o tehnică de protecție subtilă pe care o înveți, pe care o stăpânești, prin geometrie sacră, dacă ai accesat niște elemente de cunoaștere ale geometriei sacre, prin a folosi smirnă, tămâie, mir și așa mai departe, elemente care să ajute menținerea unui nivel vibrațional ridicat, prin folosirea unor cristale de protecție puse în locuri strategice în casă sau în cameră și programate anume cu cunoaștere pentru a proteja spațiul, și folosind diverse tehnici pentru protecția energetică a spațiului în care vei dormi. Astfel încât, dacă se întâmplă ceva pe parcursul nopții, să ai pregătite, deja lăsate la fața locului, niște dispozitive energetice, spirituale, care să-ți asigure liniștea. Din mărturile pe care le am de la mulți dintre cursanții mei care au aplicat unele dintre tehnicile pe care eu le predau, îmi spuneau: nu am dormit așa de bine niciodată, pentru că dormi mult mai odihnitor, mult mai profund în momentul în care ființa energetică, spirituală îți este protejată și nu mai ești bombardat cu fel de fel de gânduri, emoții, energii de joasă vibrație, nu mai ești expus la fel de fel de energii ale altor oameni, pur și simplu ești într-o sferă de protecție care îți permite să ajungi la un nivel de relaxare profundă și de somn foarte odihnitor. Iar somnul are o funcție extrem, extrem de importantă în regenerarea propriei ființe. E bine, ți-ai pregătit somnul cum trebuie, te trezești dimineața, mai bine sau mai rău, funcție de cât de bine ți-a funcționat protecția pe parcursul nopții. Mai contează și cu cine dormi, dar am discutat acest lucru în multe dintre emisiunile realizate la Canal 33 cu diversi invitați. Dacă partenerul, partenera de viață nu este o persoană cu o vibrație suficient de ridicată, suficient de elevată, poate este mai înțelept să dormi singur în propria ta energie, fiecare să aibă cumva spațiul său de dormit, pentru că în timpul somnului este un stimul mai puternic de energie și dacă este în defavoarea ta, poate că este puțin egoist, dar până la urmă fiecare are responsabilitatea propriei energie și propriei stări de bine. Dacă partenerul, partenera de viață este o persoană de calitate, este o persoană elevată, dacă între voi există iubire autentică, atunci poate să fie o susținere a energiei personale și chiar o protecție, iar îngerii voștri păzitori cumva să aibă mai multă putere împreună decât au separat. Deci depinde de la caz la caz și fiecare își face cu propriul discernământ cele mai bune alegeri. Dar a avut loc somnul în condițiile în care și le-a pregătit fiecare, vine dimineața. Nu te apuca să sari pe telefon de la primul moment la care ai deschis ochii, nu te apuca să intri în rutina zilnică, oricum s-ar întâmpla să te trezești, se poate întâmpla ca protecția să nu-ți fi funcționat foarte bine pe parcursul nopții sau chiar, într-un caz mai extrem, să fi fost chiar victima unui tip de atac energetic, făcut cu intenție sau fără intenție. Cu intenție înseamnă cunoaștere de către cineva care știe să folosească anumite metode, tehnici, procedee pentru a face rău din punct de vedere subtil, și din păcate există și aceste lucruri. Nu o spun în niciun fel pentru a induce cuiva vreun sentiment de teamă, nu despre asta este vorba. Este vorba despre a fi conștienți de realitățile lumii în care trăim și a ne lua măsurile de prevedere necesare sau de corecție necesare. Ei bine, dacă ne-am trezit și nu suntem într-o stare energetică suficient de bună, vibrațională suficient de bună, trebuie în primul rând să ne facem o analiză în câteva secunde a propriei stări, a propriei ființe și să ne dăm seama în ce formă ne-am trezit,
Iar dacă ne-am trezit rău, să nu facem absolut nimic, nici măcar să ne bem cafeaua, înainte de a ne pune ființa în regulă, pentru că revin la regula numărul 1 și anume cea mai importantă, cel mai de valoare lucru pe care îl aveți în viață este starea pe care o aveți. Și regula numărul 2 este uită-te la regula numărul 1. Deci, dacă nu ne-am trezit într-o stare corespunzătoare, cel mai important lucru este să ne punem starea în ordine. Pentru că dacă nu ne punem în ordine, atunci într-o spirală negativă toată ziua noastră va decurge prost. Vom antrena la nivel subconștient, la nivel vibrațional, tot felul de situații, tot felul de circumstanțe, reacții ale oamenilor care ne vor face ziua și mai proastă decât a început. Pur și simplu va fi un bulgăre de zăpadă care se va rostogoli și se va rostogoli tot mai mult și tot mai mult, până când, într-un final, seara vom sfârși epuizați. Însă, dacă ne-am trezit dimineața, chiar că ne-am trezit într-o stare bună, asta nu înseamnă că trebuie să ne culcăm pe o ureche, ci să ne facem o evaluare, o recurățare a propriei ființe, a propriei energii, cu lumină, cu iubire, cu cunoaștere, printr-o tehnică pe care o stăpânești, ai învățat-o sau o vei învăța, și prin a seta anumite intenții pentru acea zi, astfel încât să creezi un culoar al tău în ziua respectivă, un culoar benefic, să pornești cu dreptul în zi și să fie un bulgăre pozitiv, să fie o spirală pozitivă ceea ce se va întâmpla cu tine în ziua respectivă. Corelat cu aceste lucruri, am vorbit puțin, dar o să insist mai mult, se referă la spațiul în care locuim. Spațiul în care locuim își pune foarte mult amprenta, pentru că nu este doar un spațiu vizibil, este și un spațiu invizibil. Spațiul invizibil care este populat cu fel de fel de energii, fel de fel de programe, fel de fel de existențe, funcție de ceea ce s-a întâmplat în locul respectiv. Dacă pe un anumit loc, să spunem că a fost un cimitir înainte și peste el s-a construit casa în care locuiești, nu te aștepta ca să fie cele mai minunate energii ale locului respectiv, sau dimpotrivă, dacă poate acolo a fost un loc cu niște energii mai speciale, s-ar putea dimpotrivă să ai o casă cu o energie foarte benefică. Contează oamenii care au locuit acolo, dacă este o casă poate care a găzduit generații de oameni. Au fost niște oameni fericiți sau au fost niște oameni nefericiți? Au trăit în bucurie sau au trăit în dramă? Au trăit în iubire sau au trăit în violență și agresivitate? Dacă au fost oameni care zeci de ani au trăit în violență și agresivitate, acea violență și agresivitate s-a impregnat în spațiul invizibil al locuinței tale și ai nevoie să cureți acel spațiu. Câteodată oamenii au dus cumva în parodie și în comic faptul că se fac sfințiri inclusiv la mașină și așa mai departe. Dar nu este nimic în neregulă în a folosi un ritual care poate să fie prin apelarea la un preot, reprezentantul unei biserici, al unei credințe, indiferent de ce credință ești, nu are neapărat o trimitere religioasă către o credință anume, dar către ideea de a avea o formă de ritual, de practică, de curățare și de sfințire a spațiului. În credința creștin-ortodoxă este acel moment de bobotează în care preotul vine cu busuiocul și sfințește cumva locuința, sfințește spațiul, dar pot fi slujbe de curățare și de protecție a spațiului care pot fi făcute și la cerere dacă simți undeva la nivelul ființei tale că spațiul nu este tocmai de calitatea vibrațională potrivită și sufletul tău îți va spune întotdeauna acest lucru, chiar și corpul tău, funcție de starea de confort sau de disconfort pe care o ai când intri pur și simplu în casă. Dacă ești suficient de atent la propriul corp, dacă ești suficient de atent la propria postură, dacă ești suficient de atent la propria respirație, vei vedea dacă atunci când intri în casă, dintr-o dată te relaxezi,
deodată ai o stare de bine, deodată te simți mai liniștit sau dimpotrivă, ai o respirație mai grea, te simți mai apăsat, te simți mai pesimist și așa mai departe. Asta arată că energia casei tale sau spațiului în care lucrezi este mai înaltă sau mai coborâtă decât mediul din care ai venit. Biroul tău trebuie să îți susțină energia, trebuie să susțină creativitatea și atunci, prin urmare, el nu ți-o susține așa pur și simplu de la sine. Trebuie să ai niște practici, niște metode și niște procede de a curăța acel birou, de a curăța acea locuință, astfel încât să aibă o anumită calitate. Sigur că aceste lucruri se învață, la rândul meu predau anumite tehnici în cursuri, alți facilitatori predau alte tehnici în cursurile lor, însă ce este cel mai important, dincolo de ce predă oricine pe lumea asta, este intenția pe care tu o ai și calitatea ființei tale. Dacă tu ești o persoană benefică, dacă ești o persoană de calitate, dacă ești o persoană conectată cu Universul și Divinitatea, este suficient să ai o intenție exprimată clar pentru curățarea unui anumit spațiu și el se va curăța. Să ai o intenție suficient de clară pentru a proteja un anumit spațiu și el se va proteja. Și nu există nimic mai important, nicio tehnică, nicio metodă, niciun procedeu decât încrederea și credința pe care o ai că acel lucru se va face. Sigur că atunci când ai o anumită formă de cunoaștere, poți să și verifici că acel lucru s-a făcut într-un mod cumva palpabil. Dar în ceea ce pot spune acum, într-o emisiune de televiziune, în ceea ce poate fi spus, pentru că sunt lucruri care se pot spune într-o emisiune de televiziune, sunt lucruri care fac doar obiectul unui curs. Dar ceea ce pot spune într-o emisiune de televiziune este atât. Că intenția ta este mai puternică decât orice metodă, orice procedeu, orice tehnică subtilă. Cel de-al patrulea punct la care mă refer astăzi, dintre cele 10 tehnici de protecție a energiei personale, a vibrației și a viitorului, se referă la egregorul relațiilor și egregorul afacerii, a proiectelor tale. Pentru că orice există pe lumea asta, orice interacțiune umană, orice tip de activitate umană de pe lumea asta care implică mai mult de un om, produce un egregor, cu alte cuvinte, o energie de grup. Atunci când Mântuitorul Iisus Hristos a spus, atunci când doi sunt în numele meu și eu sunt în mijlocul lor, poate că a avut în vedere și acest egregor, această energie de grup, care sigur poate să fie o expresie a Duhului Sfânt atunci când este o relație foarte spiritualizată, foarte sfințită, sau sigur poate să fie o energie băltită și care trage pe amândoi în jos. Ideea este că energia rezultată este ceea ce pune fiecare dintre cei doi în relație, dar pot să fie grupuri de oameni, dacă vorbim de un proiect, dacă vorbim de o afacere, pot să fie mult mai mulți oameni care au un input în acea energie. Atunci când te duci pe un stadion sau atunci când te duci la un concert, bine, acum vorbim despre amintiri din altă viață, pentru că nu e așa, aceste activități s-au redus sau s-au interzis cu totul, dar la un moment dat ne vom întoarce la o normalitate. Atunci când te duci într-o grupare de oameni care sunt uniți de o anumită intenție, de o anumită energie, de o anumită activitate, se produce o energie de grup, se produce o emoție de grup. Nu întâmplător la concertele de muzică este o trăire pe care nu o resimți atunci când asculți înregistrarea audio-video a acelui concert, pentru că nu este același lucru, nu ești parte din același egregor. Ei bine, este foarte important să fii conștient că orice tip de interacțiune și activitate ai cu alți oameni, mai ales dacă este repetitivă, dacă are loc zi de zi, dacă are loc de-a lungul unor luni sau unor ani, se creează niște câmpuri energetice ale relației și ale activității. Acestea au în ele și lucruri frumoase, au în ele și lucruri mai puțin frumoase, pentru că cu toții avem zile mai bune și zile mai proaste, sunt diverse situații care apar,
în relație, în activitate, care poate sunt mai tensionate, care poate sunt de nivel mai coborât. Aceste lucruri au nevoie să fie curățate. Așa cum ne curățăm corpul fizic și știm foarte bine să avem grijă de corpul nostru fizic și nu ne-ar trece prin cap, de exemplu, să ieșim din casă fără să facem un duș, fără să ne spălăm pe dinți, e bine, este momentul să conștientizăm și spectrul invizibil, partea de energie pe care o au toate activitățile și relațiile pe care le avem și să fim capabili să curățăm aceste tipuri de energii și să le protejăm de eventuale intenții sau influențe negative făcute cu cunoaștere sau fără cunoaștere. Celelalte 6 tehnici o să le prezint în minutele care urmează, dar după o foarte scurtă pauză publicitară. Am zis că eu mă ocup cu călătorile atât interioare cât și exterioare. Plângem că oamenii nu prea mai citesc. Astăzi vreau să vorbim despre tendințele în piața imobiliară. Ce interese au marile puteri în România? Cum putem să ne păstrăm totuși niște limite rezonabile ale psihicului, intelectului și ființei în general? Cel mai important dar pe care noi oamenii îl avem. Darul și puterea de a alege. În fiecare zi noi facem alegeri, avem opțiuni, luăm decizii. O emisiune despre simplitate și echilibru în viață. Cât de grea este pentru tine ca artistă perioada aceasta de retragere forțată? Scorpionul care se învârte, mușcă peste tot, face ceea ce face, îți dai seama că te uiți în jur și spui ceva nu merge, ceva nu e în regulă. La noi, autoritățile arată cu degetul spre populație. Acest trend amenințător are și rolul de a speria lumea. Cum să avem o postură mai corectă, ca de exemplu așa? Ce să facem să nu ne mai doară spatele? Nu am văzut om căruia să-i se potrivească mai bine emblema cu nu există, nu se poate. Ne face bine și nouă, pentru că avem o energie debordantă, le face bine și celor ce ne însoțesc pe acest drum al vieții. Când și de ce este bine să apelăm la un nutriționist? Aromaterapia este pe buzele tuturor. Cum și când ai descoperit înclinația către spiritualitate? Că fiecare trăim cu conștiința noastră. Vom încerca să analizăm perspectivele, oportunitățile și amenințările pe care România le are din perspectivă comercială și din perspectivă tehnologică. Urmăriți actualitatea politică la Canal 33. Cele mai mari două puteri ale lumii vor fi, știi cine, nu? China și Germania. Problema Franței și Germaniei la ora actuală nu este Rusia, ci este Turcia. Ți-am admirat ochii, ți-am admirat ținutele, te-am iubit fără să te cunosc. Femeia este ca o pisică. După o pisică nu te duci să alergi. Fața ta, asta e oglinda, te-ai spălat pe mâini și îți pui tu fondul de ten și zici că nu-i mare brânză. Dacă nu se poate să existe cumva o baghetă magică să ne atingă și să intrăm într-o stare de bine perpetuă de-a dreptul paradisiacă. Ce-ți poate influența ție lumea? Lumea îți poate... Dar ne-am întors, dragii mei, cu cea de-a cincea tehnică și aceea este verificarea integrității și a liniei de viitor la care ești racordat.
Poate că sună puțin abstract, o să încerc să explic cât de bine voi putea în minutele care urmează. E bine, fiecare dintre noi are variante de viitor. Am venit în această viață ca spirite, ca suflete, cu o anumită misiune de viață, cu anumite contracte divine, cu o anumită lecție, cu o anumită temă. Ea poate fi văzută și în astrograma noastră de către cei care sunt pasionați de astrologie și vor să vadă aceste lucruri, sau în diverse alte forme de cunoaștere care pleacă de la datele noastre de naștere și, sau de la alte elemente și prin numerologie, cheile genelor, human design sau alte forme de cunoaștere pot să își facă o idee despre tema noastră de viață. Am venit cu o temă majoră, cu diverse contracte de viață și cu un viitor potențial, însă avem variante și variante de viitor și ne putem autoagresa schimbând între aceste variante de viitor ca și cum am schimba macazurile la un tren, alegând prost în viața noastră, sau pot exista forme de afectare a propriului viitor făcute cu intenție sau fără intenție, fără intenție atunci când, de exemplu, există niște gânduri, niște emoții foarte puternice, foarte negative, de exemplu, atunci când un părinte își blesteamă un copil sau așa mai departe. Pot să fie lucruri care să afecteze viitorul acelui copil, pur și simplu să fie un tip de program care se implementează în subconștientul copilului și îl împinge către o anumită variantă de viitor. După cum sunt forme de agresiune foarte subtile pe care am constatat că le folosesc cei care folosesc tehnici nebenefice pentru a face rău, există tehnici foarte sofisticate de afectare a viitorului. Și ceea ce este foarte pasiv la această formă de agresiune este faptul că nu doare, ca să spun așa. Este cumva similară atacării sistemului imunitar de către un agent biologic. Dacă ai o problemă, știu și eu, la stomac, la ficat și așa mai departe, te doare ceva. Cu alte cuvinte, te sesizezi că este o problemă și te duci la medic, te cauți, îți dă un tratament, faci ceva. La nivelul sistemului imunitar, de exemplu, atunci când este atacat, nu prea te doare nimic. Îți cade imunitatea, ești vulnerabil la fel de fel de agresiuni biologice din mediu, te apucă fel de fel de probleme și abia ulterior constați că de fapt aveai sistemul imunitar la pământ. De altfel, aceasta este maniera de a funcționa a HIV-SIDA, care de fapt ceea ce atacă este sistemul imunitar, îl duce la un nivel foarte jos, iar omul care avea probleme în această zonă, nu murea propriu-zis din cauza virusului, ci din cauza faptului că era atacat de fel de fel de agenți patogeni, pentru că organismul nu mai răspundea la a se apăra de virusul gripal, de virusul nu știu care, de bacteria nu știu care și așa mai departe, agenți care există în mod natural în mediu, de la care noi facem față atunci când avem un sistem imunitar sănătos. E bine, la fel cum sistemul imunitar nu doare, nici afectarea viitorului nu doare. Îți trebuie o anumită sensibilitate spirituală și foarte, foarte mult exercițiu, atenție la propria ființă, ca să poți să sesizezi la nivel vibrațional o agresiune pe viitor. La nivel personal, nu știu, mi-a luat poate 20 de ani până când să ajung să discern acest tip de agresiune la nivel vibrațional. Pentru că una este să faci niște determinări explicite folosind un instrument radiestezic sau orice altă formă de analiză a acestui lucru și alta este să o simți efectiv în plan vibrațional. Pentru asta îți trebuie un tip de sensibilitate, de acuitate energetică vibrațională foarte înaltă. Și pentru că este atât de greu de sesizat și pentru că este atât de pasivă, este foarte ușor să te trezești pus pe alte șine și că iei cu totul alt drum în viață decât ai fi luat în mod natural și să nici nu știi ce ți s-a întâmplat.
pur și simplu să-ți ratezi viața, pentru că undeva, la un moment dat, a apărut o agresiune pe viitorul tău, făcută cu cunoaștere sau fără cunoaștere, poate din invidia cuiva, poate din gelozia cuiva, poate din răutatea cuiva, sau poate că cineva chiar a mers să ceară să se facă ceva cu cunoaștere, sau cineva chiar avea cunoaștere, a făcut niște lucruri care să-ți afecteze linia de viitor pe care erai, care să afecteze integritatea temporală, structurii temporale, să afecteze integritatea viitorului, dar mai ales linia de viitor pe care ești, care este aliniată sau nu la planul divin despre viața ta. Ei bine, este foarte important să fii conștient de aceste lucruri, de faptul că ele există, sunt niște realități subtile, oricât de abstracte ar suna. Sunt lucruri care îți pot direcționa viața spre fericire sau nefericire, spre împlinire sau spre ratare, spre succes sau spre eșec. Și este important să ai niște instrumente de a evalua integritatea structurii temporale a viitorului tău, în ce măsură ești pe acea linie de destin, pe acea linie de viitor care este cea mai aliniată la binele tău suprem. Nu se predă prea des despre aceste lucruri, nu se vorbește despre aceste lucruri, dar există lucruri în care puteți afla despre aceste lucruri. Și dincolo de starea pe care o ai sau conectat cu asta, al doilea lucru de care trebuie să ai grijă este viitorul tău, pentru că timpul tău curge dinspre viitor spre prezent. Este foarte important ceea ce se află înaintea ta, nu ceea ce se află înapoi a ta. Tu nu ești cel care ai fost, ci ești cel care devii. Poate că sună puțin abstract și ceea ce spun acum, dar este foarte important și te invit să meditezi foarte mult asupra acestui lucru. Adevărata ta identitate este ceea ce devii, nu ceea ce ai fost. Nu te mai uita în trecutul tău, uită-te în viitorul tău și ai grijă pe care viitor mergi. Cea de-a șasea metodă este să ai filtre energetice de filtrare a tuturor informațiilor și energiilor și programelor care îți intră în ființă prin intermediul relațiilor cu oamenii apropiați. Cu oamenii cu care petreci mult timp, cu oamenii cu care ai legături de iubire, cu oamenii cu care ai legături de dependență, de atașament și așa mai departe, prietenii, colegialități, pentru că cu acești oameni sunt niște legături energetice mai profunde, sunt canale energetice care te leagă de acești oameni, care niște țevi prin care curge energie între tine și acești oameni. Ei bine, pot să fie oameni care să aibă calități vibraționale și energetice mai coborâte și atunci să ai un impact negativ asupra stării tale, sau pur și simplu poți să aibă o zi mai proastă, poți fi oameni de foarte bună calitate, dar care să aibă o zi mai proastă și nu știi când au ei ziua mai proastă și nu poți să faci brace for impact ca la linia aeriană, pentru că nu știi când se întâmplă lucrul ăsta și atunci trebuie cumva, la modul ideal, să ai niște filtre de protecție pe aceste canale energetice, care se fac la fel cu diverse tehnici, metode și procedee pe care le predau și eu, pe care le predau și alții, neimportant acest lucru. Ceea ce este importantă este intenția pe care o ai. Chiar că nu ai făcut niciun curs, chiar că nu ai urmat nicio pregătire, dacă ai un suflet puternic și luminos și o intenție foarte clară pe acest subiect, poți realiza acest lucru, pentru că subconștientul tău știe ce are de făcut dacă îi dai o anumită temă și o anumită direcție. Și este foarte important să fii conștient de impactul și influența pe care o au asupra câmpurilor tale energiile care vin de la oamenii apropiați. Și mai este ceva, nivelul următor, și anume au apărut niște tipuri de atacuri energetice care se fac pe principiul informațional numit proxy-uri, în care, pentru a nu identifica agresorul, dacă ținta este o persoană cu cunoaștere, dacă este o persoană care are anumite sensibilități, anumite extrasensibilități, anumite capacități de cunoaștere și poate identifica agresorul, atunci o vor face printr-o persoană intermediară, printr-un interpus.
așa cum la agresiunile informatice se fac prin aceste proxy-uri pentru a-și disimula locația exactă, pentru a-și disimula sursa. Și te poți trezi că o persoană apropiată este pur și simplu un canal, un instrument prin care se comite o agresiune asupra ta, care poate fi făcută din partea unei persoane, dar poate fi făcută și din partea unei entități. Pentru că în spațiul invizibil există și entități de lumină, există și entități de întuneric. Se vorbește în religie, în biserică, despre îngeri și demoni. Acelea au capacitatea să vadă care sunt relațiile privilegiate pe care le ai cu alți oameni și dacă tu ești o persoană cu o vibrație suficient de înaltă, cu o viață suficient de sacralizată și nu te pot agresa în mod direct, atunci vor pune într-o vibrație coborâtă o persoană relevantă pentru tine, o vor pune într-o situație de stres, o vor pune într-o situație de pericol, o vor pune într-o situație negativă și prin canalul pe care îl are cu tine să fii agresat într-un mod indirect. De aceea este foarte important să iubești pe toți cei din jurul tău, dar să ai acest mijloc de protecție însemnând filtre pe toate canalele, pe toate relațiile pe care le ai cu cei apropiați. Sacralizarea vieții este o altă metodă și asta înseamnă să adaugi o dimensiune sacră la fiecare moment important al vieții tale. Atunci când ești la masă și mănânci, alocă câteva secunde să binecuvântezi acea mâncare. Când bei un pahar cu apă, alocă câteva secunde să binecuvântezi acea apă. Atunci când faci o plată cuiva sau primești niște bani de la cineva, alocă câteva secunde să binecuvântezi acea plată sau acei bani pe care i-ai primit. Și în diverse momente ale vieții, alocă câteva secunde să adaugi un dram de sfințenie acelei activități, acelui gest, acelui cuvânt, pentru că el va avea un impact semnificativ asupra ființei tale. Cel de-al optelea moment de protecție este singurătate. Suntem în permanență bombardați de energii, de la tot felul de oameni, pentru că suntem conectați ca într-o mare rețea de calculatoare. Alocă-ți din când în când niște momente de singurătate în care să te cureți de tot și de toate, să te detașezi de tot și de toate și să rămâi în energia ta, să te simți tu cel care ești cu adevărat și să ai ca la muzică acel ton de control, acea notă, acea cheie de control care să știi cum suni când ești tu, care este vibrația reală a ființei tale. Astfel încât să știi unde să te întorci, să știi unde să te racordezi. Dacă tu nu mai știi cine ești pentru că ești în permanență bombardat de alte energii, la un moment dat o să te pierzi. Este important să știi să lucrezi pe energia proiectelor și activităților și afacerilor tale, pentru că la rândul lor sunt bombardate din exterior și ele pot fi corectate, pot fi cu energie amplificată sau diminuată și funcție de asta vor avea un deznodământ pozitiv sau negativ. Și pentru că mai am doar câteva secunde din această emisiune, voi vorbi foarte pe scurt despre cea de-a 10-a tehnică și anume aceea este următoare. Alege întotdeauna cu sufletul tău lucrurile importante în viață. Pentru că sufletul tău știe care este binele tău superior și oricare ar fi interesele trupului, ca oricare ar fi interesele minții, orice interese materiale sau sociale ți-ar dicta mintea, sufletul tău știe ce este mai bine, iar acel mai bine îți va oferi adevărata protecție. Acestea au fost cele 10 tehnici pe care am avut să vi le împărtășesc astăzi. Pentru aceia care își doresc un nivel superior și aspecte de pus în practică ale lor și multe altele, le pot descoperi și în cursul meu de Expert Protecție Subtilă. O serie nouă începe pe 17 mai și puteți găsi detalii despre acest curs pe site-ul Școlii Luminii, schooloflight.ro. Eu vă mulțumesc pentru atenție, până miercuri viitoare vă doresc o seară minunată și să rămâneți în lumină.
emisiune prezentată de School of Light.